naționale. Deci din aceste 11 care îți liberă, pentru cei care vin, mă cu alte zaruri de precizie. Dacă nu sunt zaruri de precizie, avem zaruri în păcărele, se trag câte două zaruri. Voi, nu-i problem. Cristi? Într-unul e și calificat într-unul. Și l-am stricat de două ori pe jucător, așteaptă următorul meci. Masa 4, da? 1, 2, 3, 4. Masa 4, Ionescu cu Ilie Costel. Masa 5, Oru. Cu Goci, acolo nu juci. Aici e. Rodica? Da. Aduceți-vă și de sport, ca să știm la ce masă punem pe până la 9. Așteptați puțin și o să... Dar scrie aici la 9, ca să știți. La 9, da. Vă dau fișe, da? Cea mai importantă competiție de acest gen din România. Da, este cea mai importantă competiție, cum spune și dumneavoastră, de acest gen din România. Este cea mai mare competiție ca premii, valoarea premiilor și valoarea jucătorilor din istoria jocului de table în România. Pentru că am avut etape de calificare în Bacău, Petrans, Buzău, Dorocoi, Pașcan, Vatradorne, Moinești, Comănești, Târgogna, Onești, Bușteni și iată-ne la etapa finală la Bușteni cu jucători față de cei care v-am spus de localitățile enumerate mai sus, au venit din Timișoara, Constanța, București, Brașov, Galați, în toată țara, dacă am uitat pe cineva, din Suceava au venit, din Roman, din Prețul Neamț. Jucați după sistemul de joc elvețian, câte am înțeles. Despre ce înseamnă? Sistemul elvețian, care spune, nu este un sistem de joc, al jocului de table, zic așa. Este modul de împerechere, cine cu cine joacă. Se trage la sorți un număr de ordine fiecărui jucător și dacă sunt 100 de jucători, acest grup de 100 se împart în două jumătăți, joacă primul, adică cel care are numărul 1, primul din prima jumătate cu primul din a doua jumătate. Asta e prima rundă. După aceea joacă între ei cei care au puncte egale, primul din prima jumătate pe regula asta, pe cât posibil să fie cu același număr de puncte, să nu se întâlnească în cele 15 runde, să nu se întâlnească de două ori cei doi adversari. Deci se joace cele 15 runde. Sunteți profesionist, să zic așa. Avem jucători valoroși în România? Avem jucători valoroși.
mă bucur că au venit și vecinii noștri din Bulgaria. Au venit câțiva jucători foarte valoroși de la ei. Și noi avem jucători valoroși, dar având în vedere că suntem mai mulți, probabilitatea matematică pe schemă, cred că vor câștiga din România. Premiul cel mare este o mașină în valoare de 8.800 de euro. Mulțumim pe această cale primăriei orașului Bușteni pentru sprijinul acordat. Datorită lor suntem aici la etapa finală în Bușteni. Ce credeți că vor face românii noștri? Eu cred că va câștiga cineva din Bușteni, s-au înscris mulți din Bușteni. Matematic, deci înainte de începerea concursului, ei au prima șansă. Vom vedea după cum evoluează concursul. Cine este Dinu? Mulțumesc!